Nu înțeleg, cineva mi-a umblat din nou în sertar. Dacă aflu cine e, îi voi lipi mâinile cu superglu. Diana, știi că eu nu umblu în sertarul tău. Nici eu, am propriul meu dulap. Bună, fetelor! Bună, Knopa! Hei, Knopa, ascultă, știi cumva cine a umblat în sertarul meu? A umblat prin tot ce e aici, cum se poate? Fetelor, în drum spre școală mi-am văzut clona. Chiar era copia mea. Serios! Knopa, cred că ești obosită. Nu există clone. Fetelor, există clone. Mama mi-a zis că și-a văzut clona și a fost foarte speriată. Da! Fetelor, se spune că dacă îți vezi clona față în față, doar una va supraviețui. Una. Fetelor, deci sunt terminată? Knopa, nu e adevărat. Nu există clone. Poate că ai o soră geamănă. Nu am o soră geamănă. Cel puțin părinții nu mi-au zis asta. Ah, Knopa, nu-ți face griji, totul va fi în regulă, vei sta cu noi. Sper! Diana, alege un deget. Diana, te rog, alege degetul din stânga. Taci, Diana, alege singură. Băieți, nu știți să salutați? Fetelor, stați! Diana, alege un deget, gândește-te bine. O, Smiley, ce e de gândit aici? Să zicem că pe ăsta, bun, acum ce urmează? Ați văzut, băieți, ați văzut? Voi avea o petrecere. Vai, ca de obicei va fi plictisitoare. Copile, taci. Fetelor, Smiley va avea o petrecere acasă. Sunteți invitate. Veniți? Da! Voi veni. Smiley are cele mai tari petreceri după mine, desigur. Eu nu vin la petrecere. Knopa, de ce să nu vii? Dacă nu vrei să mă vezi, du-te, iar eu nu voi veni. Da. Nu, Timur. Knopei este doar teamă să nu-și vadă clona la petrecere. Diana nu mai râde de mine. Chiar am văzut-o. Ce? Ce clone? Nu există clone. Ba da, există. Băieți, vorbim doar de clone aici. Knopa spune că și-a văzut clona azi. Da, chiar am văzut-o. Calmează-te, Knopa, nu există clone. Poate că o fată vrea să se distreze prin a te copia. Iar voi, fetelor, sunteți așa de frumoase încât multe fete încearcă să vă copieze. Ok, fetelor, vă vom aștepta la petrecere. Knopa, te voi aștepta la petrecere. Mua. Fetelor, azi ne vom distra la petrecerea lui Smiley. Iuhu! Petrecere! Fetelor, și clona vorbea tot așa. O, oh, mama! O, oh, Knopa, ce ghinion ai! Ce nazal vorbea clona! Fetelor, aici aveți Skittles, ciocolată caldă și un pupic pentru Zenia. Brovatsky, nu ne-am împăcat încă. Zenia, e timpul să-l ierți pe Brovatsky, nu vezi cât de drăguț e? Stilată-și din gură, Zenia va decide singură dacă-l iartă sau nu. Zenia, cât mă mai torturezi? Nu pot dormi noaptea. Mă gândesc la tine în fiecare noapte. Ascultă, Brovatsky, nu dormi noaptea? Mama ta îmi spune că te joci până târziu, de asta ți-e somn. Da, hai, pleacă, du-te. Săi, ai vorbit cu mama mea? Mama nu mi-a spus despre asta. Nu doar cu mama ta, și cu tatăl tău. Iana, nu mi-a venit să cred. Nu știu nici mie. Serios, deci a fost... Vai, ce-i asta? Toate băile sunt ocupate. Nu știți să bateți la ușă? Nu știți că nu puteți merge la baie toți? Profesor Mike, iar o adunare între fete și băieți la baie. Când veți înceta din a mai fi geloase pe cupluri? Singuraticelor, plecați de la baie. Mari cupluri ce sunteți. V-au prins sau ce? Sunteți geloase? Dima vrea o ciocolată caldă. Ok, păr verde. Costia, pot lua o pizza cu dublu cașcaval ca de obicei? Sigur. Brovatsky, vreau o pizza cu cașcaval dublu. Oh, toate mesele sunt ocupate. Unde vor sta frumoasele acum? Fetelor, uitați, au impresia că sunt frumoase. Oh, ce încredere au în ele. Se potrivesc, una are 2 metri, cealaltă 1 metru. Oh, Gigi, ghiși ce? Vom sta la masa majoretelor. La o masă de elită. Brovatsky, vrem 2 cacao cu bezele. Ascultați, stați acolo până când vor veni majoretele. Dacă vor veni, vă vor da la o parte. Veți bea cacao din picioare. Majoretelor Frogs, înțeleg că sunteți geloase și de astea. Frogs, încați că ați uitat, noi ne înțelegem bine cu majoretele Bani și cu Diana. Da. Echipa Bani probabil râde de voi. Ei bine, fată, vrei niște gume pentru respirație proaspătă? Da, alea, dar mai întâi voi mânca ciocolata asta. Iana, ascunde-o imediat. Ai uitat, noi trebuie să fim cele mai în formă, slabe, cele mai frumoase. Lala, nu pot. Uite cât de mare și frumoasă e. Am venit la toaletă ca să mâncăm. Nu, Iana, am venit cu un alt motiv la baie, dar dacă nu te poți abține, poți să mănânci ciocolata aici. E ok. Cât de delicioasă e. Vrei să guști? Nu, Iana, nu, mersi. Nu pot mânca în baie.
cum vrei tu, voi mânca singură. Knopa, iar clona te va răpi. Fetelor, nu-i amuzant? Oh, ba, e amuzant. Majoretelor, vă așteptam. Oh, fetelor, ați auzit? Ratații ne așteptau. Ce înseamnă asta? V-ați văzut și voi clonele? Nu, poate, rog, calmează-te. Ratațiilor, vă ascultăm. Fetelor, vă sfătuiesc să nu râdeți. Diana, ne-am pierdut fetele din cauza ta, pe Iulia și pe Gigi. Serios, băieți? Din cauza mea? Ce legătură are Diana cu asta? Gigi era modest înainte. Iulia nu era așa strălucitoare înainte, de asta stăteau cu noi. A, cred că înțeleg la ce se referă. Faza e că Iulia și Gigi au devenit frumoase și i-au părăsit pe băieți. Meritați, rataților. Nu, Diana, nu merge așa. O, pe Gigi să vină înapoi la mine. Dacă nu... Oh, suntem așa speriate. Dacă nu, ce? Mă veți speria cu bâta? Fetele au făcut bine că v-au părăsit. Diana, fă-le pe fete să se întoarcă la noi și lăsați glumele astea proaste. Ascultați, băieți, nu știți că e urât să vorbiți așa cu fetele? A? Rataților, vă permiteți cam multe. Vreți să-i chem pe basketbaliști? Maxi, cel mai puternic și mai înalt de aici. Nu vă puneți cu el. Mhm, da, și Smiley la fel. Și eu mi-aș fi chemat iubitul, dar a dispărut pe undeva. Uiuț, ce e de făcut? Să mergem să ne recuperăm fetele. Dacă nu se întorc la noi, nici basketbaliștii nu vă vor putea salva. Da, nici măcar ei. Sper să nu se întoarcă la voi. Nu ne e frică de voi. Ratații sunt ratați. Mergem să ne jucăm? Haide. Maria. Knopa, prefă-te că sunt clona ta. M-am săturat de voi, chiar am văzut-o pe bune. Oh, fetelor, puteți mai încet? Mă dor urechile. Diana, îmi poți împrumuta rochia ta cu sclipici pentru petrecere? N-astea, normal că pot, dacă vrei ți-o dau, oricum mie mi-este scurtă. Serios? Mersi, Diana. Smiley, haide, avem antrenament, știi și tu. Am terminat, să mergem, haideți. Nu te spăl pe mâini? Ok. De ce sunt mâinile așa importante? Păi dacă mi-ai mingea și o arunci, nu? Ok. Ok, băieți, să mergem. Am stat prea mult la baie. Băieți, petrecerea de azi va fi super. Sper să nu fie ca cea de data trecută. Ei, copile, dacă nu-ți convine, nu veni. Nu o vei vedea pe Knopa. Ok, băieți, ne vom antrena bine azi, da? Haideți, haideți, putere! Nu era nimeni acum o secundă. Ce faceți aici? Întorceți-vă, trebuie să ne schimbăm. Oh, stați în liniște, Frogs. Băieții noștri nu se uită la voi, nu, Dima? Da, nu-mi pasă de Frogs. Eu îi voi pune mâna la ochi. De când Frogs sunt timide? Frogs, aveți probleme cumva? Gura! Wow, cât de mulți oameni! Bună tuturor! Ce porți pe tine, majoretă Bani? Ce? Mai bine mi-ați arătat care e dulapul pentru fata nouă. Și Dima, uite-te la cizmele ei. Părverde, nu te-ai uitat la cizmele ei. Dima, vreau și eu cizme de ăsta, te rog. Wow, Diana și-a schimbat stilul. Nu-mi pasă de ea, să ne sărutăm din nou. Lala, știu că ne hotărâsem să nu o copiem pe Diana. Dar? Dar uite cum e îmbrăcată, ce tricou lung și ce cizme superbe. Mă îmbrac și eu așa mâine. Diana și-a schimbat stilul, dar și vocea cumva, e foarte ciudat. Ok, dacă nu știți unde e dulapul, fete noi, măcar hai să ne cunoaștem. Numele meu e Grace, cum vă cheamă pe voi? Ce? Diana, foarte original, Grace. Ce te-a făcut să-ți schimbi numele? Te-a săturat de Smiley? Costa, ai auzit asta? Diana nu mai e Diana, ci Grace. Oh, Diana, ce-i cu tine azi? Știm ce s-a întâmplat. Diana îi e frică de noi și s-a decis să se transforme într-o altă fată. Diana, îți vom recunoaște fața tot timpul. Deci, Diana, acum ești Grace și nu mai ești majoretă? Am nimerit la o școală de nebuni? Nu știu cine e Diana, eu sunt Grace. Mă duc să îl caut pe profesor să-mi spună unde mi-e dulapul. Diana, îmi place de Diana, Grace asta. E schimbată oarecum, e diferită. Mi-aduce ca un șobolan ca noi. Cred că Diana a decis să se schimbe ca să-mi atragă atenția. Dima, să nu te aud. Deci, fetelor, sunteți gata? Da! 1, 2, 3, start!
Banii sunt cool, banii sunt cele mai tari. Echipa banii va câștiga. V-I-C-T-O-R-I-E, victorie! Fetelor, a fost un antrenament grozav. Vai, îmi pare că picioarele mele devin mai subțiri. Nu, pa, mai bine așa decât să devine fetelor, mai grozav. Fetelor, mergem la cafenea. Da, da. Da, să bem niște limonadă. Deci, unde e locul în care stă profesorul? Wow, iubire, îmi place outfit-ul tău. Wow. Hei, băieți, îmi spuneți unde e profesorul, vă rog? Wow, iubire, ce outfit! Ești gata de petrecere? Băiete, păstrează distanța! Am înțeles, ne vedem la petrecere! Ce băiat nerușinat! Bună, pot intra? Sunteți profesor? Diana, dacă mai ai întrebări de astea de copii, poți ieși, scriu întrebările pentru un test. Îmi pare rău, ce? Eu sunt Grace, sunt nou aici și am nevoie de un dulap. Și apropo, sunt niște fete ciudate în școala asta. Diana, ți-am spus, fără glume de genul ăsta. Fetelor, eliberați spațiul. Diana, suntem așa recunoscătoare. Toți se uită la noi acum. Fetelor, mă bucur că v-am ajutat, arătați foarte bine. Fetelor, ridicați-vă de la masă. Mulțumim, plecăm. Ei bine, avem petrecere diseară, ce veți purta? Voi purta rochia neagră, arată bine tot timpul. Nu știu dacă să vin sau nu, parcă sunt prost dispusă azi. Knopa, trebuie să vii, va fi și Timur acolo. Diana și-a schimbat stilul. Da, arată cool. Oh, da, oh, băieți, bună! Gata, s-au terminat orele. Smiley, la ce oră începe petrecerea? Diana, erai acolo. Cum ești aici acum? Băieți, să bem o limonadă și să mergem la petrecere. Deja au numai petrecerea în cap. Cum adică Diana e acolo, Diana e aici? Diana e aici, nu vedeți? Băieți, ciupiți-mă. Nu, pe mine. Diana, doar ce te-am văzut pe hol. Băieți, povestea cu clona nu e adevărată. Smiley, nu mă poți păcăli. Nu, Diana, nu e o farsă. Doar ce am văzut-o Diana ca tine pe hol. Era îmbrăcată foarte cool. Hai să vezi. Ăștia râd de mine. Ok, merg să văd. Echipa banii, veniți cu mine? Diana, nu te duce, nu trebuie să-ți vezi clona. Băieții s-au decis să glumească, iar eu voi glumi cu ei. Deci, unde e Diana 2? La profesorul Mike. Nu înțeleg de ce toți din școala asta îmi spun Diana. Eu sunt Grace. Diana, nu mai face asta. Du-te, schimbă-te și nu mai intra aici. Of, ascultați, domn profesor, nu știu despre ce Diana vorbiți. Dar eu sunt Grace. Înțelegeți? Și sunt nou aici. Dacă nu mă credeți, vă voi arăta buletinul. Diana, te-ai dus în copilărie? Ok, stai aici. Pot sta în prima bancă? La cealaltă școală stăteam în prima bancă. Profesor Mike, bună! Doamne! Fetelor! E clona mea? Cum adică? Voi muri? S-a terminat cu mine? De asta îmi spun, Diana. Am o clonă. E clona mea! Diana? Ți-am spus că există clone! Bună, eu sunt Grace. Facem cunoștință? Nu mi-am mai văzut clona până acum. Nu, mulțumesc! Nu vreau să mă cunosc cu clona mea. Profesor Mike, nu trebuie să fii în școala asta. Nu vreau clone aici. Diana, nu vreau să te pierd. Nu te panica! Dragilor, ați văzut asta? Sunt șocată, clonele chiar există. E o copie perfectă a mea. V-am spus eu și eu mi-am văzut clona când am venit spre școală. Ok, dragilor, încrucișați-vă degetele pentru mine. Sper să nu mi se întâmple ceva rău. Dați like, abonați-vă și așteptați noile episoade. Ne vedem! Pa, pa! Și care dintre voi e Diana? Fetiță, arată-mi buletinul tău.